La mulți ani, dragii mei, pentru cei care împlinesc în duminică 13 martie o anumită vârstă sau celebrează o anumită aniversare. Voi face fațetele zilei pentru data de duminică. Mă numesc Agapia și vă invit să vă abonați, dragii mei, chiar să apăsați clopoțelul acela care să vă înștiințeze ori de câte ori vin cu etalări și predispoziții. Multă sănătate, da, pentru împlinirea dorințelor eu aprind o lumânare și pe dumneavoastră la fel vă sfătuiesc ori de câte ori doriți să fiți, să vă găsiți și liniștea, să priviți, de exemplu, lumina unei lumânări, pentru că va aduce multă pace în suflet, da, iată cât de frumos cât de frumos strălucește, da, pentru sănătate, pentru dorințe, așa cum spuneam. Începem cu zodiile, da, le aranjăm frumos pentru că voi extrage cărțile de față cu dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să derulați exact la zodia care vă interesează, puteți să urmăriți și ascendentul și nodul nord și semnul lunii sau la zodia persoanei dragi. Da, am pus pentru fiecare dintre zodii și le vom ridica la rampă, da, le vom pune în lumina reflectoarelor pe rând. Găsiți și dumneavoastră veți găsi toate, toți timpii la care puteți să, da, puteți să dați click pe acel timp din dreptul zodiei și veți citi exact ceea ce vă interesează. Dragii mei, să fie o duminică binecuvântată în care să ne... iată, da, sunt importante aceste cărți, că ele au căzut și bineînțeles că le vom lua. Ziua de duminică este importantă, da, să reușim să ne încărcăm bateriile pentru noua săptămână, să mulțumim, să fim recunoscători pentru ceea ce s-a întâmplat frumos, da, în săptămâna care tocmai a trecut. Rămâne ca fiecare dintre noi, da, să începem săptămâna cu multă speranță. Puteți să găsiți și predispozițiile săptămânale și diverse alte videoclipuri pe canalul Agapia Tarot și nu uitați, dragii mei, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Bineînțeles că acum am extras câte o carte de oracol pentru dragoste, apoi am folosit și cartea Mesaje de la Îngeri. În cazul în care nu credeți în îngeri, puteți să le considerați mesaje pentru conștiința dumneavoastră. Da? S-ar putea să fie anumite idei pe care cărțile să vi le înfățișeze într-o formă sau alta și să vă ajute. Da? Totodată, dacă intuiția dumneavoastră vă transmite un alt mesaj la vizualizarea acestor cărți, să țineți cont în primul rând de ceea ce simțiți dumneavoastră. Da? Pentru că intuiția vă poate anunța lucruri care contează, care sunt importante. Da? Iată, din tarotul energiei am extras câte trei cărți pentru a vedea exact care este energia acelei zile. Da, ne apropiem în sfârșit de final și voi începe cu zodia Berbec. Ca de obicei, ei sunt deschizătorii. Da, zodia Berbec, avem aici, da, zodia Berbec, dragi berbeci, ce se întâmplă duminică, 13 martie? Avem mesajul din partea Angelul Maia, care spune că învățătura, studiul și educația te ajută în atingerea scopului vieții tale și în creșterea ta personală în această perioadă, că îngerii te vor ghida și te vor ajuta în acest proces. Probabil veți învăța ceva foarte important, fie că citiți
o informație pe telefon, fie că vă uitați la o știre sau la un documentar sau citiți ceva dintr-o carte sau cineva vă povestește ceva, dar va fi importantă ziua. Apoi, văd mult respect în relațiile dumneavoastră, foarte frumos, să recunoașteți perspectiva unică a fiecăruia pe drumul iubirii, respectul preferințelor celuilalt care pot să difere de ale dumneavoastră, da? Este foarte frumos, dar respectul în relații, în special în cele de lungă durată, fac totul, da? Iată ce avem aici. Și am să explic cărțile. Aici văd o călătorie sau o reușită. Cartea Lumea are două semnificații. În primul rând, are numărul 29. Poate vă preocupă o călătorie și vă gândiți între ora 2 și 9 sau pe 29 urmează să mergeți, da? Dar poate să fie și un examen atunci sau poate să reprezinte ca un fel de da, o călătorie în dezvoltarea dumneavoastră, nu neapărat geografică, deși totodată poate fi și geografică. Însă, îmi spune așa că în această zi de duminică, eu cred că treceți la un nivel următor. Și de ce spun lucrul acesta? Uitați, pentru că a doua carte, numărul 18, este anxietatea cuiva. Da? Iar aici, am bărbatul inteligent cu numărul 46. Eu cred că aveți această abilitate de a alunga teama din viața cuiva. Sau fie că este persoana dragă, fie că este pe o persoană, da, partenerul, partenera sau copii sau prieteni. Așa, parcă faceți o călătorie să liniștiți pe cineva și aveți niște idei inteligente. Sau pur și simplu un bărbat inteligent vă ajută referitor la o călătorie sau la un succes, la o trecere la un nivel următor, pentru care poate nu aveți suficientă încredere. Dar eu înclin să cred că dumneavoastră susțineți pe cineva, da? Ca să-și deblocheze o anxietate. În al doilea rând, avem pentru Taur, dragi Tauri, pentru duminică 13 martie, o avem pe Atena, da? Atena, ce spune? Că ești în siguranță și vei fi puternic sau puternică. Și de asemenea, tu știi cum anume să fii puternic, să-ți folosești această putere într-un mod iubitor, în așa fel încât să beneficieze și ceilalți la fel de mult ca și tine. Este ca și cum îți folosești puterea în folosul tău și al celor dragi, te uiți spre un bine comun, da? Și vei reuși în demersurile tale. Apoi, virtutea, dar că relația dumneavoastră este plină de virtute. Mesajul spune că vă recunoașteți niște atribute spirituale pline de iubire, care încurajează pe ceilalți în creșterea lor. Virtutea aceasta ține în acuratețea cu care vă urmați scopurile și credințele, valorile familiale sau credința în prieteni, foarte frumos, în corectitudine. Aici, din perspectiva tarotului, văd în felul următor, văd o indecizie, dragi tauri, sunteți nehotărâți, carta cu numărul 8 spune acest lucru. De ce? Cineva poate vă invidiază și a avut o anumită remarcă, da, numărul 20. Sau cineva se simte dependent de dumneavoastră sau dumneavoastră dependent de cineva. Sau este vorba despre o adicție de control, o adicție pentru bani, da, o adicție pentru muncă, adică o dependență, da, de a avea controlul lucrurilor. Numărul 5, mai ales că am avut și anxietatea, văd că nu aveți o zi prea liniștită, dar nu vă comparați decât cu cine ați fost dumneavoastră într-o zi anterioară și la fel și pentru cei dragi. Asigurați-le confortul acesta să se simtă stabili și în siguranță, ca și cum dumneavoastră le
sunteți alături de ei. Și amânați o alegere dacă nu sunteți absolut siguri cum și încotro să mergeți. Trecem la zodia Gemeni. Ia să vedem, dragii mei Gemeni, care sunt mesajele pentru voi. Avem așa, pe Grace și Antoinette, da? Acestea spun, pentru a putea să vindeci această situație, tu ar trebui să vezi punctul de vedere al celelalte persoane, da? Și să privești acest punct de vedere diferit cu multă compasiune. Așadar, s-ar putea, dragi gemeni, ca cineva să acționeze într-un anumit fel și ar trebui să vă puneți în papucii, în pantofii celeilalte persoane pentru a înțelege care a fost motivația sa, da? Și să priviți cu o compasiune acest punct de vedere. Empatia benefică este un sentiment și o emoție foarte plăcute, da? Pentru că empatia vă oferă deschiderea către compasiune. Înțelegeți punctul de vedere al celorlalți, da? Mesajul spune să urmărești, să simți și să înțelegi emoțiile altora pentru a servi iubirea. Foarte frumos, da? Foarte frumoasă este această empatie. Iar aici, iată, avem soarele. Se rezolvă o problemă. Găsiți o soluție. Mergeți într-o călătorie, poate vă împăcați cu cineva, are loc o prosperitate. Cartea numărul 1 îmi spune, da, că vă folosiți și inteligența, dragele mele. Avem femeia care gândește cu numărul 47 și o victorie, dragi gemeni, da, aveți o victorie, 28 este cartea. Deci o zi de bun augur, această zi de duminică, cu multă inteligență, cu victorii reușite, cu bucurie în suflete, dar mi se pare minunat. Și acum am să trec la zodia Rac. Să vedem, dragi raci, pentru voi, cum este ziua de duminică 13 martie. Iată, aveți mesajul Merlinei, care spune că tu ești confuz și indecis pentru că nu ai suficiente informații și vă recomandă să faceți cercetări, să aflați sfatul unui expert în această problemă care să vă recomande ceva, să vă sfătuiască înainte de a lua o decizie. Dragi raci, apoi avem o iubire benefică de sine. Aveți grijă, tocmai în relațiile dumneavoastră, să nu vă pierdeți această iubire de sine dintr-o dorință de sacrificiu. Da. Cartea, mesajul cărții spune să luați aminte că este necesar să vă iubiți pe dumneavoastră înșivă pentru a putea iubi pe ceilalți. Deci s-ar putea ca această iubire de sine să vă deschidă către o poveste frumoasă de dragoste. Și iată cum răbdarea va fi foarte importantă, dragi raci, cartea are numărul 16, da? Pentru că știind să așteptați, puteți obține ceva important. Văd aici un corn al abundenței, cartea cu numărul 11, vorbește despre o prosperitate, despre abundență în ceva bun. Este o bucurie a unui contract, poate să fie de muncă, de căsătorie, da? Poate tocmai ați schimbat jobul sau ați primit o cerere în căsătorie sau vorbiți despre o căsătorie, da? Sau faceți această cerere. Numărul 6 vorbește despre un contract important care va aduce multă prosperitate și a meritat să așteptați. Da. Bun, trecem mai departe și am ajuns la zodia Leu. Dragi lei, care sunt predispozițiile pentru duminică 13 martie? Și avem Mistic, este îngerul Mistic, care spune să îți păstreze eforturile și să faci, depui efort în continuare și să nu-l iei pe nu ca un răspuns, să te aștepți la soluții miraculoase care să apară pentru tine. Așadar, dragi lei, da, nu-l luați pe nu ca răspuns și credeți în miracole.
obiectivul benefic într-o relație, da, sau într-o colaborare, reprezintă o disponibilitate, da? Dumneavoastră dispuneți de o stare de hotărâre și de devotament care sunt necesare pentru a manifesta în mod conștient iubirea. E foarte frumoasă această perspectivă, da, a obiectivului benefic pe care dumneavoastră îl aveți. Aici văd faptul că deschideți ușa abundenței financiare, este ușa către prosperitate, către valori. Carta are numărul 31. Vă simțiți apreciate, dragi doamne, veți primi niște laude, veți față de cei dragi, poate persoanele dragi vă oferă acest sentiment că sunteți apreciate. Numărul 15. Dacă sunteți domni, poate veți manifesta apreciere pentru persoana dragă. Și nu în ultimul rând, carta cu numărul 22, Yin și Yang, vorbesc despre un echilibru interior, dar și un echilibru exterior cu persoana dragă, fie că este domn sau doamnă. Da? Yin și Yang sunt partea feminină și masculină. În legendele chinezești se spune că noi am fi trăit întregi cu masculin și feminin și dintr-o anumită dezamăgire, da, a zeilor, oamenii au fost separați și toată viața își caută jumătatea. Dar putem să ne gândim și la o ajustare. Da, veți dori să aveți control, să luați decizii, să fiți energici, să acționați, dar să știți să și ascultați, să vă și exprimați într-un mod deosebit și să fiți și creativi. Da, văd foarte frumoasă această zi pentru lei. Apoi am ajuns la zodia Fecioară. Haideți să vedem, dragi fecioare, ce va duce ziua de duminică 13 martie. Și avem aici mesajul Caresei, da, îngerul Caresa, spune așa că tu te afli la încheierea unui ciclu, da, unui proiect, a unei faze din viața ta. Să chemi îngerii să te ghideze în continuare către noi pași pe care trebuie să-i faci și spune că fericirea te așteaptă acum. Mi se pare tare frumos pentru zodia fecioară. Cartea dragostei vă spune că aveți o viziune deosebită. Da? Această viziune spune că orice s-ar petrece, aveți viziunea de ansamblu a unui univers iubitor și drept. Și așa și este, pentru că foarte mult contează felul în care percepem universul și lumea în care trăim. Dacă îl considerăm drept, da, și bun, atunci și ocaziile noastre, într-un fel sau altul, se vor însenina. Dacă plecăm de la premisa că este un univers nedrept și rău, atunci vom fi mai ostili față de ceilalți. De aceea e bine să oferim șanse, da, șanse de a trăi cât mai frumos într-o lume cât mai bună. Și iată, cărți frumoase ca la templului îmi spune că veți fi mai meditativi, dragi fecioare, în această zi de duminică. Ora 12, poate chiar veți merge la biserică să aprindeți o lumânare, da? Apoi vedem acest înger al puterii. Veți avea putere interioară, veți avea curaj, veți găsi, cum să spun, putere, vă îmbărbătează cineva sau evenimentele sunt în direcția aceasta, încurajării dumneavoastră să continuați. Și aveți și îngerul dragostei, cartea cu numărul 49, da, puterea are numărul 50. Îngerul dragostei îmi spune că relațiile dumneavoastră, dragi fecioare, sunt apărate divin, sunt ocrotite, da? Și veți simți acest lucru. Da, sunteți foarte spirituali și iubitori astăzi și iubitoare. Trecem mai departe, da? Trecem la
Nu, săgetător mai avem. M-am grăbit, dragii mei. Trecem la balanță. Dragi balanței, să vedem cum decurge ziua de duminică, 13 martie. Serafina, da, este îngerul care spune că este îngerul familiei, că o schimbare fericită sau un membru nou va veni în familia ta. Schimbarea aceasta, dragi balanțe, se referă la vizita unei rude, la o schimbare fericită în viața dumneavoastră, în dinamica familiei dumneavoastră, da? Serafina vă anunță de ceva benefic. Apoi, văd că în relație aveți o toleranță, da? Care reprezintă o toleranță dumnezeiască. Apreciați și alte puncte de vedere, pentru că simțiți iubirea care se lășluiește în fiecare. Toleranța aceasta vine și dintr-o dorință de a vedea și de a accepta că meritați iubire și că ceilalți vă oferă iubire. Dar văd faptul că s-ar putea ca cineva să vină mai ostil spre dumneavoastră. Numărul 26 are această carte. Și veți aplana cu multă diplomație o anumită ceartă, pentru că văd acest înger al echilibrului, care e balanța, Angel of Balance, da? Pentru că dumneavoastră sunteți această doamnă care ține o inimă. Și avem 44, da? Femeia îndrăgostită, femeia inimoasă, avem numărul 48, îngerul echilibrului sau al balanței, și 26 reprezintă anumite ostilități, anumite certuri pe care le aplanați cu toleranță și cu iubire. E foarte, foarte frumos. Mergem mai departe la zodia Scorpion, dragi scorpioni, să vedem cum va decurge ziua de duminică 13 martie. O avem pe cristal. Este îngerul cristal care spune să ai încredere și speranță, pentru că este ceva pozitiv și nou la orizont care nu se vede încă, dragi scorpioni. Așadar, ceva frumos vine în viața dumneavoastră, dar posibil spre sfârșitul zilei sau în zilele următoare. Cartea armoniei mă anunță că aveți relații armonioase, că pot să apară anumite împăcări în legăturile sentimentale care poate au fost întrerupte, dar armonia o puteți găsi și singuri în sinele dumneavoastră. Iar cărțile pe care noi vedem aici vorbesc, da, cartea cu 24, poate între 2 și 4. Găsiți niște posibilități adiacente, niște surse de ajutor suplimentare, da? Apoi avem cartea cu numărul 3, Binecuvântări și Abundență, și cartea cu numărul 30, Grădina și Poarta. Dragii mei, veți găsi noi idei. Poate apar surse adiacente, resurse suplimentare. Da, și veți vedea cum această binecuvântare, abundență de ceea ce este bun, vă încurajează să continuați. Grădina și poarta este cartea care îndeamnă să vă depășiți niște limite, să vă lăsați să faceți ceea ce vă doriți, da? Poate chiar veți lucra în grădină, în curte, dacă sunteți la casă. Sau efectiv este dorința dumneavoastră de a vă depăși condiția, de a face în așa fel încât să ajungeți în acea grădină frumoasă și gardul să fie o convingere limitativă care reprezintă o voce interioară ce vă poate opri. Dar important este să vă încurajați și să vă urmați visurile, dragi scorpioni. Mergem mai departe, da, în sfârșit, la săgetător. Da, săgetătorul a fost nerăbdător, pentru că eu m-am înființat repede a-l lua mai devreme. Dragi săgetători, pentru duminică 13 martie o avem pe Izabela. Da,
Izabela, da, este timpul potrivit pentru această nouă aventură, că o schimbare fericită urmează și contează mult să vă păstrați așteptările pozitive. Da? Deci ceva bun vine spre dumneavoastră. Izabela vă anunță, da, că așteptările pozitive vor fi întâmpinate cu rezultate bune. Discernământul va fi util în relația dumneavoastră, da? Pentru că veți fi capabili să manifestați o putere de a distinge iubirea de frică și adevărul de iluzie. Discernământul este acea calitate pe care o avem tocmai de a trece dincolo de frică, de temeri, cu dragoste să mergem, da? Și totodată, cum spunea și cartea, să ne dăm seama care este realitatea și adevărul și să transcendem o anumită iluzie. Iar cărțile de tarot vorbesc despre o ușă către spiritualitate. Cartea are numărul 32. Veți fi mai spiritual, dragi săgetători, în această zi de duminică. Veți face ceva pentru spiritualitatea dumneavoastră, pentru calea, dezvoltarea personală. O parte poate veți merge chiar la biserică, veți încerca să vă conectați cu tot ceea ce este sacru. Da? Apoi avem cartea cu numărul 33, Ușa către romantism. Este foarte frumoasă această poveste de dragoste care vă așteaptă sau un aer romantic în relațiile dumneavoastră care vă ajută, iată, să scăpați de un blocaj. Cartea 23 vorbea de un anumit blocaj pe care puteți să-l depășiți dacă priviți totul cu iubire în jurul dumneavoastră și dacă vă dați seama de sinele dumneavoastră divin, de faptul că veți face, vă veți concretiza viața aceea amoroasă cu persoana potrivită dumneavoastră. Poate chiar veți începe o relație în această zi cu cineva. Trecem mai departe. Am ajuns la zodia Capricorn. Dragi Capricorni, să vedem care este predispoziția pentru ziua de duminică 13 martie. Avem îngerul Desire și îngerul Desire spune că nu, condițiile nu sunt favorabile chiar acum, să așteptați și să căutați către noi opțiuni și noi posibilități și să cereți și ajutorul îngerilor în ghidare, da, în ghidare și în ajutor. Deci Desire vă oprește să faceți un anumit demers. Spune că deocamdată condițiile nu sunt favorabile pentru acel demers, da? Și să căutați alte opțiuni. Apoi avem buna credință care vă ajută și în relația dumneavoastră de iubire, și în prietenii, și în colaborări. Sunteți capabili să faceți anumite concesii dacă rezultatul final este iubirea. Deci va conta foarte mult în cazul dumneavoastră, dragi Capricorni, ca ceea ce faceți să fie în numele iubirii. Foarte frumos! Iar aici chiar vedem un bărbat care ține o inimă. Și mă duce cu gândul la o persoană posibil din Capricorn, un domn din Capricorn care se îndrăgostește sau își afișează dragostea. Vorbește despre aceasta sau, dragi doamne din Capricorn, veți vedea că un bărbat se poartă foarte frumos, este romantic, vă destăinuie dragostea sa. 45 este numărul acestei cărți a bărbatului care ține o inimă. Iar apoi avem ușa către vindecarea personală și fericire. Cartea are numărul 34, poate între orele 3 și 4. Veți face ceva frumos, da, spre vindecarea sufletească. Veți face ceva frumos spre fericirea dumneavoastră, fără să așteptați să vină din partea cuiva. Este un răsfăț personal
care merită, da, dragi capricorni. Și vedem aici cu numărul 19, este cartea odihnei și a tratamentelor de întinerire. Veți avea o predispoziție, da, de a vă răsfăța, de a avea grijă de dumneavoastră, de a vă odihni, știind că vine o nouă săptămână în care veți munci, veți depune eforturi deosebite. Am ajuns la zodia vărsător. Haideți să vedem, dragi vărsători, cum vor fi predispozițiile zilei de duminică, 13 martie. Și avem Îngerul Tereza, da? Tereza spune așa, să te oprești, pentru că tu ai fost atât de ocupat sau ocupată să ai grijă de ceilalți încât și de nevoile lor, încât acum este timpul să te oprești și să ai grijă de tine însuți sau însăți. Da? Va fi o zi, această zi de duminică, pentru odihnă, pentru a avea grijă de ceea ce are nevoie sufletul dumneavoastră, dragi vărsători. Recunoștința este un sentiment pe care puteți să-l manifestați în această zi. Spune cartea că apreciați din plin prețioasele lecții pe care viața vi le oferă cu iubire. Foarte frumoasă această carte, într-adevăr. Ce este această recunoștință dumnezeiască? Recunoștința este, până la urmă, capacitatea de a accepta, da, de a vedea cât de multe avem și de a ne bucura de ceea ce avem. Cărțile din Tarot Energy, iată, au următoarele situații. În primul rând, vedem un vindecător al vârstelor cu numărul 51, vedem constrângeri financiare și vedem o persoană care pleacă. Da? Constrângeri financiare cu numărul 13, plecarea cu numărul 27. Fie dumneavoastră, fie o altă persoană, va pleca dintr-o anumită situație, da? Vorbim despre ideea în care existau sau există anumite constrângeri financiare prin care a trecut această persoană și este ca și cum, da, poate dumneavoastră vă decideți să plecați dintr-un loc de muncă și să căutați un loc de muncă mai prosper sau vedeți efectiv că pentru renunțarea, da, nu reușiți să achiziționați un anumit produs și poate renunțați la ideea de a-l mai achiziționa. În orice caz, cartea aceasta, Vindecătorul Vârstelor, îmi spune că sunteți foarte atenți cu ceilalți, dar poate cineva din familie are aceste probleme și susțineți moral, da, pentru că felul în care vorbiți este deosebit, da, pentru fiecare vârstă găsiți o anumită modalitate de abordare, să-i spunem. În orice caz, așa văd, s-ar putea să căutați soluții suplimentare. Ideea este să nu plecați până nu găsiți o oportunitate, da? Nu vă puneți în pericol. Și iată că am ajuns la zodia peștilor. Haideți să vedem, dragi pești, cum va fi starea de duminică, da? Predispozițiile zilei de duminică 13 martie. Și o avem pe Sonia, da? Foarte, foarte frumoasă această carte. Are un mesaj de la cineva de departe, de foarte departe, deci poate fi o persoană cu care n-ați mai ținut legătura în ultimul timp și care se află la distanță, sau poate să fie chiar o persoană care a plecat dintre noi. Da, și spune așa că această persoană este fericită și se află în pace și vă iubește foarte mult și să nu vă faceți griji pentru ea. Deci, poate să fie o persoană care spuneam că se află la distanță concretă sau care nu mai trăiește. Da? Și vă trimite acest mesaj că se simte bine, că este fericită și că vă iubește foarte mult. Aici avem acceptarea. Într-o relație, într-o colaborare, este importantă această acceptare. Și ce spune mesajul cărții?
că sunteți gata să renunțați la controlul situațiilor sau al persoanelor și să acceptați cu iubire ritmul vieții. Așa este, trebuie să lăsăm lucrurile să se dezvolte natural, pentru că în felul acesta avem mai mult de câștigat, dar nu ne putem grăbi. Și atunci am să vă spun care sunt aceste mesaje pe care eu le văd. Aici este o avertizare de furtună, cartea cu numărul 10. Poate să fie o ușoară discuție spre ceartă pe care puteți să o preîntâmpinați, dar folosiți-vă intuiția. Cartea cu numărul 52, Zeița Lunii, îmi spune de faptul că vedeți dincolo de cuvinte, înțelegeți fără ca oamenii să vă vorbească. Aveți o intuiție sau aveți vise premonitorii. Și e vorba aici despre o călătorie pe care dumneavoastră sau o altă persoană urmează să o înceapă și vă influențează și pe dumneavoastră. Cartea numărul 2. Călătoria poate fi geografică, călătoria poate să fie și o transformare, da? Poate ați pierdut de curând o persoană sau vă preocupă o persoană pe care ați pierdut-o sau care se află la distanță, la o călătorie, da? Dar să vă ascultați intuiția și să preîntâmpinați, să fiți diplomați în această zi. Dragi pești, vă mulțumesc, de fapt, tuturor celor care au urmărit această etalare. Le mulțumesc și vă doresc toate cele bune, să fiți ocrotiți și ocrotitori și să vă bucurați de o zi de duminică binecuvântată. Vă îmbrățișez cu mult drag. La revedere! Mulțumesc mult!